Din 21 iulie, în tabăra de Cruce Roșie din pădurea Bălănoaiei, la Dunăre și în alte zone ale orașului, au avut loc o serie de acțiuni menite a realiza un schimb de experiență între reprezentanții români și cei din Bulgaria și Italia pe probleme de salvare din apă și acordarea primului ajutor în caz de înnec sau stop cardiorespirator. Dacă în primele zile echipele mixte de Cruce Roșie au lucrat pe ateliere numai cu delegații din fiecare cele trei țări, vinerea trecută s-a dorit instruirea giurgiuvenilor aflați în parcul Mihai Viteazu. Cei mai curioși să afle tehnicile de acordare ale primului ajutor au fost copiii. De aici până aici, vezi unde e jumătatea? Ok. În jumătatea asta pune punctul palmei. Ok. Bagă degetele printre, respirate așa. Ok. Și cu mâna asta tragi degetele lui aia de jos în jos. Bine? Coatele drepte. Ești gata? Hai, împreună. 2, 3. Mai rar. Prezent atât la deschiderea taberei internaționale de Cruce Roșie, cât și la cele mai importante acțiuni desfășurate pe parcursul săptămânii trecute, deputatul de Giurgiu, dar și vicepreședintele filialei județene Giurgiu de Cruce Roșie, Florian Nicolae, a apreciat evenimentul organizat în municipiul de la Dunăre ca pe unul pozitiv și a urat succes pe viitor delegațiilor prezente. Este o acțiune de succes a Crucii Roșii Giurgiu pentru faptul că pregătește tinerii și populația pentru acordarea primului ajutor. Este un exercițiu practic pe care trebuie să și îl însușească și cei care doresc să învețe practicile, tehnicile de acordare a primului ajutor. Este o acțiune frumoasă din cadrul taberei de acordare a primului ajutor organizată la Giurgiu de Crucea Roșie Română. Pentru asta îi felicit și le urez succes. Câteva concluzii asupra instruirii membrilor din cele trei delegații ale României, Bulgariei și Italiei ne-au fost împărtășite de către Boris Zahariev, expert în salvare din apă în cadrul Departamentului Național de Resort al Crucii Roșii Bulgare. Моите впечатления са, че всички участват много активно. Părerea lui este că toți au participat foarte activ. Добиват много нови знания. Au obținut foarte, au învățat foarte, foarte multe. И много нови умения, с които се надяваме да им послужат при действията, при наводнение. Și această pregătire care s-a făcut, speră ca să le folosească atunci când este nevoie în cazul inundațiilor. Sâmbătă 25 iulie a avut loc festivitatea de închidere a taberei internaționale de Cruce Roșie de la Giurgiu, aflată anul acesta la a doua ediție.